Continuă protestele angajaților caselor de sănătate din toată țara. Aceștia reclamă salariile nemajorate din 2018. Sindicaliștii anunță că vor ieși astăzi în stradă, în Piața Victoriei din capitală. Protestele de la CNAS au început în 2 noiembrie. Salariații amenință inclusiv cu sistarea plăților către spitale și furnizorii de servicii medicale. Președintele CNAS, Andrei Baciu, declara ieri că un proiect de lege cu revendicările sindicaliștilor va trece în Parlament. Prin acest demers se deblochează, de fapt, criza din domeniul sănătății. Chiar înainte de aceste declarații am discutat și cu reprezentanții sindicatelor și, practic, odată cu adoptarea acestui proiect de lege de către Parlamentul României, practic, solicitările sindicaliștilor sunt rezolvate și acțiunea de protest, din ceea ce mi-a fost comunicat, va fi întreruptă, astfel că activitatea și va continua, criza fiind deblocată. Câteva elemente importante. Este esențial de știut că acest demers nu pune presiune pe bugetul de stat, bugetul fiind unul din interiorul fondurilor alocate către CNAS, pe de o parte. Și pe de altă parte, mai trebuie să facem o precizare foarte clară de nuanță. Sigur că ne uităm la situația pe ansamblu și vedem că există, România traversează un moment dificil din punct de vedere economic și atunci cum poate fi adoptat un astfel de proiect de lege. Trebuie să separăm două lucruri. Unu, această nedreptate care îi afectează pe toți profesioniștii din sistemul asigurării sociale de sănătate, toți angajații, de fapt, din casele de asigurări de sănătate, pe de o parte, și pe de altă parte, timingul care este evident contrastant. E important de precizat faptul că demersurile inițierea acestui proiect de lege datează din luna iunie, a fost pus pe ordinea de zi de mai multe ori, din mai multe motive a fost retras. Practic nu este un demers care a luat ființă acum, este un demers care trenează de câteva luni de zile. Ceea ce se întâmplă astăzi este un act de fapt de dreptate, reparând această nedreptate la care sunt supuși toți profesioniștii din sistemul de sănătate. Mai vreau să dau un exemplu ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Spre exemplu, un director din Casa Națională de Asigurări de Sănătate care întocmește și gestionează un buget de 56 de miliarde de lei, câștigă cu 6.000 de lei mai puțin decât un director de la o agenție de mediu. Evident că responsabilitatea este gigantică, incomparabilă. Fiecare om își dorește o viață mai bună, o viață mai confortabilă, motiv pentru care faptul că pleacă foarte mulți profesioniști din sistemul asigurărilor de sănătate către alte instituții, către administrațiile locale, se datorează în primul rând acestei diferențe salariale. Deci, ce vreau să scot în evidență este faptul că se repară o nedreptate. Sindicaliștii spun că nu au cerut rectificării bugetare și au precizat că resursele financiare necesare salariilor angajaților sunt insignifiante și se regăsesc deja în bugetul CNAS datorită economiilor făcute la fondul de salarii pe parcursul anului. Transportul în comun din capitală ar putea fi dat din nou peste cap. Angajații de la metro amenință cu o grevă generală și reclamă că li s-au tăiat tichetele de masă până la sfârșitul anului. De vină este ordonanța austerității adoptată de guvern, prin care cheltuielile instituțiilor publice pe final de an sunt limitate drastic pentru a ține deficitul în frâu. Una dintre măsuri viza un plafon anual maxim pentru tichetele de masă, plafon pe care Metrorex deja l-a depășit. Este și situația celor de la CFR. Sindicaliștii cer acum ca guvernul să nu aplice aceste măsuri în domeniul feroviar. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, promitea recent un memorandum în guvern. Știți foarte bine că am făcut acea, sau s-a dat acea ordonanță prin care noi am putut, sau se încearcă să se țină anumite cheltuieli într-o anumită marjă, astfel încât să ne înscriem în deficit. Doar că eu cred că e valabil, dacă există o regulă pentru toată lumea, și anume să se dea tichete de masă pentru cei care au salariu până în 10.000, acel lucru e valabil și pentru CFR și pentru metro. Deci da, pot să spun că da, voi merge în guvern săptămâna viitoare cu memorandum, astfel încât angajații CFR și angajații metroului să poată să beneficieze de aceste tichete. De ce erau exceptați? Pentru că
erau companii sau sunt companii care sunt pe pierdere și atunci exista această excepție. Doar că nu e o pierdere care a apărut acum. Sunt pierderi istorice, așa cum bine știți, și oamenii trebuie să beneficieze de aceste etichete. La Metrorex, angajații reclamă că neacordarea tichetelor le afectează veniturile cu 600 de lei. Târgul de Crăciun din capitală își deschide porțile din 30 noiembrie în Piața Constituției. În aceeași zi, de la ora 18, va fi aprins și iluminatul festiv de pe marile bulevarde din București. Târgul din acest an a fost organizat de municipalitate prin CriArt. În centrul atenției vor fi bradul înalt de 30 de metri, dar și roata panoramică. Vizitatorii vor avea la dispoziție peste 130 de căsuțe, unde vor găsi de la obiecte artizanale făcute de meșteșugari la rețete tradiționale aduse de producătorii locali. Nu lipsește în acest an nici Casa lui Moș Crăciun, unde vor fi organizate, între altele, ateliere de creație pentru copii. Va fi organizată și o zonă gastronomică, unde vizitatorii vor putea gusta preparate specifice sărbătorilor de iarnă. Programele artistice vor cuprinde concerte, colinde, piese de teatru, dar și diferite spectacole pentru copii. Târgul de Crăciun din București va fi deschis zilnic de luni până vineri între orele 12 și 22 și în weekenduri de la ora 10 la 22. Intrarea este gratuită. Proiectul de lege pentru centrale eoliene în Marea Neagră mai face un pas înainte. În prezent sunt așteptate ultimele avize înainte de a intra în ședința guvernului. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că interesul investitorilor este foarte mare. Proiectul este în etapa finală de avizare pentru a intra în ședința de guvern. Este nevoie de avizul CSAT, fiind o zonă de securitate importantă pentru țară. După obținerea avizului CSAT, săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va intra în ședință de guvern. Dacă va fi adoptat, va intra în Parlament în procedură de urgență, deci în maxim 30 de zile și cu certitudine până la finalul anului și închiderea sesiunii parlamentare vom avea lege pentru energie eoliană în Marea Neagră. Sigur, legea e doar primul pas. Interesul la nivel retoric al investitorilor este foarte mare. Calendarul 2025 iunie, Ministerul Energiei va prezenta un studiu al întregului areal din Marea Neagră, teritoriul românesc, unde se pretează aceste investiții. Practic, vrem prin acest pas să accelerăm lucrurile și să nu fim în situația în care fiecare proiect de investiție să ceară aviz de mediu, procedură de adecvanță de mediu, deci toată lista de avize, ci să luăm pentru întregul areal și să definim exact zonele unde se pot face aceste centrale eoliene în Marea Neagră. Ca termen de execuție sunt 5-7 ani de zile, deci nu vom vedea centrale eoliene în Marea Neagră mai devreme de 2032, oricât de mult ne-am strădui astăzi. Dar este un calendar rezonabil, cu atât mai mult cu cât până atunci noi trebuie să găsim o cale de a evacua energia electrică din Dobrogea către restul țării. Burduja a spus că este nevoie de noi investiții pentru transportul energiei electrice de la Marea Neagră până în vestul țării. Un astfel de proiect ar ajunge să coste până la 5 miliarde de euro, a adăugat ministrul. Ministrul Energiei anunță ajutoare pentru cei care folosesc lemne de foc pentru încălzire. Aproximativ 40% dintre românii sunt în această situație. Altfel spus, cel puțin 60.000 de gospodării din țară. De vină este, între altele, lipsa de investiții în dezvoltarea rețelelor de gaze. Un raport al Curții de Conturi publicat ieri sublinia că România nu are încă aprobată strategia energetică națională pe termen mediu și lung în sectorul gazelor naturale. Prezent în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, ministrul Sebastian Burduja a anunțat semnarea unui parteneriat pentru lemnul de foc. Noi am semnat un parteneriat pentru combaterea sărăciei energetice și care vizează exact românii care n-au posibilități, care se încălzesc pe lemne, care au sobă în casă, așa cum bunicii noștri în general au în casele lor de la țară. Și acolo vom merge în perioada sărbătorilor cu un sprijin cu pachete de lemne de foc
și nu sunt lemne, nu tăiem pădurea, deci este răritură, cum se spune, este acea cantitate de lemne care trebuie extrasă din păduri pentru a permite pădurii să se dezvolte în condiții corecte, în condiții optime. Și dincolo de asta vrem pentru acele gospodării și sunt, nimeni nu știe încă, prima provocare este să aflăm exact cine sunt românii care nu au acces la curent electric. La nivel național în acest moment? S-a făcut în 2018 un studiu la nivelul Ministerului Energiei cu autoritățile locale, consiliile județene și s-au identificat undeva la 60.000 de gospodării care n-au deloc curent electric. Alte surse publice vorbesc de 100.000. Deci prima provocare va fi să facem acest registru național electronic al gospodăriilor fără acces la curent electric. După ce le identificăm pe hartă foarte concret, cu nume și prenume, cu adresă, vrem să pornim o campanie de sponsorizare în care, practic, vrem ca românii să poată adopta o casă și să aprindă lumina, să nu mai avem copii care învață la lumina lumânării în România anului 2023. Cât despre strategia energetică națională, Burduja a declarat că ministerul o va pune la punct până în primăvara anului viitor. Coaliția a discutat aseară despre noul buget pentru anul viitor. Președintele PNL Nicolae Ciucă a cerut ca alocările pentru sănătate și educație să fie prioritare. Echipa liberală prezentă la ședința coaliției a susținut ca în proiectul de buget să se prevadă foarte clar continuarea investițiilor prin programele Angele Salini, PNDL, dar și proiectele derulate prin Compania Națională de Investiții, a scris Ciucă pe Facebook. La rândul său, premierul Ciolacu a anunțat că săptămâna aceasta vor fi discuții cu miniștrii de la Agricultură și Mediu pentru reorganizarea celor două ministere. Principala provocare pentru coaliție va fi să construiască bugetul astfel încât să mențină inflația și deficitul cât mai scăzute. Alți 86 de cetățenii români și membrii familiilor lor evacuați din fâșia Gaza au ajuns aseară în țară. Aceștia au fost aduși de la Cairo cu o cursă specială Tarom. În weekend, alți 41 de români au ajuns în țară cu un zbor militar, iar săptămâna trecută au fost evacuați primii 93 de cetățenii români. Situația de la granița dintre fâșia Gaza și Egipt este în continuare delicată. Ministerul de Externe anunță că până acum 220 de români și familiile lor au intrat în Egipt prin punctul de trecere a frontierei Rafah. Tot diplomația de la București a anunțat că va continua dialogul cu autoritățile izraeliene și egiptene pentru continuarea evacuărilor. Proiectul guvernului pentru noua lege a pensiilor a ajuns la Senat. Coaliția a discutat aseară ultimele neînțelegeri legate de finanțarea și impactul bugetar al noilor măsuri, iar actul normativ va fi dezbătut și votat astăzi în Camera Superioară. Toate aspectele legate de legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, au fost clarificate. Legea intră în linie dreaptă în Parlament, fiind susținută de întreaga coaliție, a scris premierul Marcel Ciolacu pe Facebook. Și liderul PNL Nicolae Ciucă a subliniat că au fost decise cu partenerii de coaliție elementele legate de sustenabilitatea finanțării măsurilor cuprinse în noua legea pensiilor. La momentul adoptării legii în guvern, ministrul muncii Simona Bucura Oprescu a prezentat cele mai importante prevederi. Important este că astăzi avem un proiect adoptat în guvern și important este că am ajuns într-un punct în care ne-am înțeles, a fost adoptată legea și că anul 2024 va fi primul an în care un guvern acordă două creșteri ale pensiilor. Una care era deja prevăzută în actuala lege, da? Majorarea cu formula elvețiană, adică rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, iar cealaltă prin recalcularea pensiilor. Recalcularea a pensiilor care va aduce elemente importante. Unu, nu vor mai fi inechități între românii care au muncit la fel, dar au ieșit la pensie în perioade diferite. Doi, diminuăm inechitățile între femei și bărbați. 3. Diminuăm o inechitate importantă și anume cea cu privire la indemnizația minimă socială, fiindcă acum avem români care poate din cauză de invaliditate au intrat
în sistemul de indemnizație minimă socială cu un an de muncă, de perioadă contributivă. Și avem români care poate sunt cu 35 de ani, stagiu complet de cotizare, poate în anul în care au ieșit dânsii la pensie, și se află tot în indemnizație minimă socială de 1125 de lei. Prin noua lege, fiecare român care a muncit peste 25 de ani va obține acele puncte de stabilitate, 0,5 puncte pentru peste 25 de ani, 0,75 de puncte pentru cei care au lucrat peste 30 de ani și un punct pentru cei care au lucrat peste 35 de ani. În felul acesta, un român care a lucrat 35 de ani pe salarii minim și este încă în indemnizație minimă socială, va avea o creștere considerabilă și nu vom mai fi la același nivel de indemnizație, vom face o diferență în funcție de muncă. Noua lege a pensiilor va fi dezbătută și votată în procedură de urgență de Parlament până pe 20 noiembrie. Peste 40 de percheziții au avut loc în această dimineață în capitală și în județele Ilfov, Vâlcea și Călăraș. Dosarul vizează ilegalități în comercializarea unor deșeuri reciclabile feroase și neferoase, anunță Poliția Română. Prejudiciul se ridică la 66 de milioane de lei. Perchezițiile au vizat 28 de persoane, dar și sediile mai multor firme. Suspecții sunt acuzați că între 2016 și 2022 ar fi înregistrat documente false de achiziții de la persoane fizice. Mai mult, pentru a nu plăti diferite taxe, suspecții nu ar fi trecut în contabilitate livrării spre diversi parteneri, mai spun polițiștii. Armata și biserica rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere. Urmează NATO și UE, în timp ce guvernul și parlamentul sunt pe ultimele poziții, arată un sondaj InScope realizat la comandanews.ro. Datele au fost culese între 23 octombrie și 2 noiembrie, iar eșantionul a fost de 1100 de persoane peste 18 ani. Turneul campionilor la tenis continuă, se vor juca meciurile din etapa a doua din grupa A. Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, îl va întâlni în această după-amiază pe Holger Rune, locul 10 în ierarhia mondială. Diseară, Novak Djokovic, locul 1 ATP, are meci cu Jannik Sinner, al patrulea în clasamentul general. Ultimii doi și conduc grupa A, fiecare cu câte un punct după victoriile din prima etapă. Ieri, în grupa B, Alexander Zverev l-a învins în 3 seturi pe Carlos Alcaraz, iar Daniil Medvedev s-a impus în 2 seturi în fața lui Andrei Rublev. La sport, Oțelul Galații s-a impus aseară în Liga 1 în meciul cu UTA Arad. Meciul s-a terminat cu scorul de 4-2. A fost ultima etapă din etapa 16-a, prima din returul sezonului regulat. FCSB rămâne lider cu 34 de puncte. Podiumul este completat de CFR Cluj cu 31 de puncte și de Rapid cu 30. La polul opus sunt Ucraiova, Dinamo și Botoșani. Liga 1 intră în pauză competițională timp de o săptămână pentru meciurile naționalei din campania de calificare la Euro 2024. Mâine valorile de temperatură vor fi în scădere față de astăzi, dar se vor situa în continuare peste normele perioadei. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, iar minimele între 2 și 10 grade. Din punct de vedere al precipitațiilor, mâine va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în Banat și Crișana, iar pe parcursul nopții ploile vor fi în restrângere către zona centrală a țării. La munte, mai ales la peste 1600 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și nisoare. Vor fi intensificări ale vântului, mai ales pe crestele montane, în zona Carpaților Meridional și de curbură, unde rafalele vor depăși 70-80 de kilometri pe oră, dar local și temporar și în sud, centru și pe suprafețe mici în vest, cu rafale de 45-55 de kilometri pe oră.
Joi, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar regimul termic va fi caracterizat de valori mai scăzute decât în zilele precedente. Vor fi ploi slabe, perii în general restrânse în nord-vest și în centru, iar la munte în general la peste 1400 de metri altitudine. Precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vor fi intensificări la munte, în special altitudini mari, cu viteze de peste 70-80 de km pe oră, dar și în zonele joase de relief din centru, est și din sud. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 14 grade, iar minimele între minus 3 și 6 grade.